în atenția organelor și ministerelor competente. Atentat la sănătatea publică. Fostul președinte al PSD Diaspora Spania, Iulian Braniște, de fel din Cesien, și-a testat recent veleitățile de jurnalist, evident pe internet. Personajul principal al subiectelor abordate este chiar primarul localității, Dănuț Gușatu. De la depozitarea gunoaielor și calitatea apei până la modul de cheltuire a banilor publici, nimic nu a scăpat ochiului vigilent al celui care se vrea ocupant al fotolului de șef al administrației locale. Talentul de regizor și scenarist iese la iveală prin numeroasele filmulețe ce vizează salubritatea localității, dar și indiferența autorităților cu privire la aspectul general al comunei natale. Suntem în comuna Cezien, nu chiar în centru, dar suntem în comună aici așa. Casă în stânga, casă în dreapta la nici 50 de metri, casă în partea asta la fel la 100 de metri. Aici este zona amenajată de primărie pentru gunoi. Asta e bordura pusă de ei, cu pavere, o palmă de pământ. Un teren unde cu câțiva ani de zile să oamenii satului s-au apucat să răsfacă teren de fotbal pentru copii. Deci, așa, acolo e prima locuință. Groapă de gunoi în comuna Cezien, nu în afara comunei. Deci asta este groapă de gunoi amenajată de primarul comunei Cezien, în mijlocul comunei Cezien. Este o casă la numai 20 și ceva de metri distanță. E un focar de infecție, la fel cum mai sunt și alte numeroase gropi de gunoi. Asta este viitorul, asta e progresul comunei Cezien. De ochiul critic al lui Braniște nu au scăpat nici angajații primăriei, pe care îi urmărește de ceva timp mai abitir decât un detectiv particular. Unde și de ce sunt cheltuiți banii publici? Da? Ceea ce este surprinzător este că în momentul în care sunt în mașină și nu mă văd, lucrează. Ia uitați, lucrează. Da? Dar când mă dau jos din mașină și mă văd că îi filmez sau îi fotografiez, înlemnesc castana de piatră, exact ca în filmele cu proști. Păi, acum îmi pune o întrebare. Dacă au un proiect autorizat, de ce să feresc atât de ochiul indiscret al omului, al cetățeanului normal? Candidatului detectiv de la CSN nu îi sunt indiferente impozitele și taxele locale pe care consătenii săi trebuie să le plătească pentru terenurile de sub clădirile fostului CAP. În comuna CSN, oamenii nu știu că sunt încă proprietari pe terenurile aferente existente sub clădirile din fosta cooperativă agricolă de producție, Cezien. Păi da? E, acum a venit legea asta și trebuie să plătească impozit. Îi întreb eu pe ăștia de la primărie, cum vor face acum? Vor plăti ei pe sub masă, acum când trebuie să le vină controlele și inspecțiile pe cap, pentru că n-am bătut drumurile la București degeaba, așa cum credeți voi. Mai devreme sau mai târziu, dreptatea și justiția vor triumfa. James Bond, în variantă oltenească, a desfășurat o adevărată anchetă despre un copil dispărut din Cezien, supărat că primarul a refuzat să facă pe moașa comunală și să ia locul polițistului din sat. Ca administrația comunală și instituțiile competente de stat să nu găsească niciun fel de responsabil în urma tuturor deceselor. Acest aspect denotă o indiferență totală față de oamenii acestei comunități. Până va ajunge primar și va avea ocupație, așteptăm cu interes noile dezvăluiri ale jurnalistului detectiv de ocazie. Dacă nu va câștiga alegerile, are toate șansele să devină un al doilea Valentin Stan.